Salut! Bine ați venit la un nou episod. Astăzi vă voi prezenta 8 categorii de programe pentru calculator. Fiecare categorie are câte două programe de care puteți avea nevoie în timpul utilizării calculatorului. Prima categorie este antivirus. În această categorie am selectat programul Avast și Avira. Sunt două programe foarte bune și gratuite pe care le puteți folosi fără nicio problemă. A doua categorie este arhivator și dezarhivator. Arhivatorul arhivează fișierele, ne compresează folderele și le aduce la o dimensiune mai mică. Dezarhivarea scoate fișierele dintr-o arhivă și le aduce la versiunea originală. În această categorie am ales programul WinRAR, care poate fi găsit în varianta gratuită și cea comercială, iar al doilea program este 7-Zip, care este un program gratuit. A treia categorie este browserul. În această categorie vă recomand Google Chrome pe 32 sau 64 de biți în funcție de sistem. Iar al doilea program este Microsoft Edge. Vă recomand să nu folosiți Microsoft Edge care vine preinstalat și să-i faceți update la ultima versiune. Am făcut un video pe canal despre Microsoft Edge, îl găsiți în descriere. A patra categorie este Burn Disk, adică scrierea informațiilor pe un CD. Aici cele două programe sunt ImageBurn și Nero. Nero se găsește destul de greu, de aceea am selectat și programul ImageBurn, care este gratis. A cincea categorie este Multimedia. Aici mai am două subcategorii, video și audio. La video am selectat două playere video, VLC Media Player și Apple QuickTime. Aceste playere sunt disponibile pentru Windows în varianta gratuită. Iar la audio am selectat două cele mai bune programe, Winamp și AIM. A șasea categorie este Office. Aici am selectat două suite Office gratuite, OpenOffice și LibreOffice. Acestea pot fi găsite folosind linkul din descriere. A șaptea categorie este stocarea în cloud. Aici cele două servicii sunt Mega și Dropbox. Acestea oferă un spațiu de stocare în cloud în care puteți încărca fișiere, le puteți trimite folosind un link, le puteți pune o parolă și le puteți face un backup în cloud. A opta categorie este editarea foto. Aici am selectat Photoscape și GIMP. Sunt două programe de editare foto gratuite. Dacă doriți să descărcați Photoshop, am făcut două videoclipuri despre cum puteți să descărcați Photoshop gratuit. Primul este despre Photoshop CS6, iar al doilea este despre Photoshop varianta 2020, versiunea pe care o folosesc și eu. Cam asta a fost cu acest video, toate linkurile de la programe le găsiți în descriere, unde găsiți și Instagram-ul dacă doriți să-mi dați un follow. Am și un cont de TikTok dacă vreți să-mi dați și acolo follow. Nu uitați să vă abonați, să apăsați pe clopoțel. Vor urma videoclipuri despre programe pentru Linux și Mac, deci nu uitați să vă abonați în caz că folosiți aceste sisteme. Eu am fost Ștefan, pa, pa!